Pentru următoarea perioadă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj pune la dispoziția sălăjenilor 129 de locuri de muncă vacante. Sălăjenii aflați în căutarea unui loc de muncă pot să aleagă posturi în industria lemnului, sănătate și asistență socială, comerț, construcții, industria alimentară și producție, prestări servicii, în toate domeniile amintite, solicitându-se studii medii. Pentru absolvenții cu studii superioare există doar 3 locuri de muncă: director transport, inginer construcții civile și arhitect. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, angajatorii sălăjeni caută croitori, tapițeri, tâmplari, mecanici, sculptori în lemn, muncitori necalificați, conducători auto, vânzători, gestionari, secretară, confecționeri, ansamblori, articole textile, zidari, barmani, ospătari și bucătari.